Vreau o țară ca afară, să nu mă tragă nimeni pe soară, buzunarele să nu doară. Vreau o țară ca afară. Vreau o țară ca afară. Vreau o țară ca, 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 ca. Vreau o țară ca afară. Bună dimineața, stimați suceveni! Suntem la o nouă ediție, o ediție specială a emisiunii Ulțele pe Ulțele Sucevei. Sunt Gabriel Ghincea și vom vorbi despre Suceava, orașul aflat sub asediu, pentru că, într-adevăr, orașul nostru se află sub asediu. Mulți dușmani ne bântuiesc, mulți dușmani sunt înăuntru și la marginile Sucevei. Dumnezeu ne-a pus la încercare. Dumnezeu ne-a pus la încercare. Chiar și în această zi, zi mare de sărbătoare, mare sărbătoare creștină, suntem în sărbătoarea de Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe, ofițerul creștin, Sfântul ofițer, Sfântul militar al Bisericii Ortodoxe, cel care a ucis Balaurul și nu numai. Iată că privești, să spunem, la mulți ani tuturor care poartă numele și de Gheorghe, Georgeta, Gigi, George și așa mai departe, cei care sărbătoresc astăzi ziua numelui. Într-adevăr, la mulți ani și domnului Gheorghe Flutur și sănătate maximă să nu mai vină prin spital, adică nici ca bonlap și nici ca administrator, Doamne ajută. Nu i-am făcut niciun cadou domnului Gheorghe Flutur, nu i-am făcut. Dânsul, în schimb, ne-a făcut un cadou. Ne-a făcut un cadou. L-a dus înapoi pe doctorul Mircea Macovei, directorul medical al Spitalului Județean Suceava, unul dintre meseriașii, dintre artiștii care au produs haosul pe care îl știți în focarul de infecție care se cheamă Spitalul Județean Suceava. Nu a uitat-o nici pe doamna Chirap, doamna directoare de îngrijiri medicale, doamna asistentă Doina Chirap, directoare de îngrijiri medicale la Spitalul Județean din Suceava. Sigur, suntem șocați, am rămas perplex când am auzit că domnul Macovei, dânsul care este autorul celebrului SMS dat cadrelor medicale, atunci când a doua zi, seara a dat SMS-ul, a doua zi spunea dânsul mințind, iarăși minciună, spunea că ministrul Atordin, ca toate cadrele medicale sau mare parte din cadrele medicale sucevene, să se adune într-o singură sală. Bonlavi și sănătoși. Bonlavi și sănătoși. Au intrat bonlavi și sănătoși și au ieșit de acolo toți bonlavi. Și așa a început acest haos, această nenorocire, acest dezastru care încă bântuie Suceava. Ei bine, sigur, nu doar domnul Mircea Macovei este de vină, dânsul, sigur, care are alte... A făcut alte minuni în spital. Până una alta a operat, deci bolnav fiind dânsul, fiind bolnav de COVID, a fost și în operație și a operat oameni. A umblat cu mâinile în oameni, dânsul fiind bolnav de COVID. Cam așa se întâmplă și s-a întâmplat la Spitalul Județean Suceava. Se pare că domnului Flutur îi place și consilierii județeni, pentru că domnul Flutur nu este singur acolo. Iar consilierii județeni, indiferent de coloratura politică, sunt complici. Sunt complici atât timp cât sunt de acord cu tot ce s-a întâmplat la Spitalul Județean din Suceava. Pentru că, așa cum știți, Consiliul Județean este patronul, este administratorul spitalului din Suceava. E bine, v-am obișnuit cu o poezie. Da, acum, dacă tot e cenzură, dacă toată lumea ne cenzurează, dacă nu avem voie să mai vorbim, dacă domnul prefect merge și se plânge parchetului că dăm noi știri false, dacă, nu știu, mai primesc telefoane de la oameni care spune să o las mai ușor, nu știu cât de ușor, că sunt greu, mi-am amintit niște versuri din vremea lui Ceaușescu. Și le adresez domnului Flutur de ziua lui. Cadu, uite, îi fac și eu un cadou domnului Flutur. Sub cer albastru, pe albastru ocean, corabia noastră aleargă înainte. Mândră aleargă înainte, spre viitor, spre comunism, aleargă. Prielnic e vântul, meșter cărmaciul, mândră corabia, meșter cărmaciul. Nu închideți televizoarele, a fost o glumă. E bine, în această emisiune l-am ca și invitat pe domnul Dragoș Danobianu, analist politic, un om cu foarte multă experiență în macroeconomie, un om care
a luat hotărâri și a luat decizii acolo unde lucrurile se mișcau mai greu. A fost un fel de depanator, de, să zic așa, de reparator, depanator de instituții. E bine, dânsul, așa cum spuneam, are o bogată experiență și eu îl cunosc de foarte mulți ani. A fost și în administrația publică județeană, din postura de vicepreședinte al Consiliului Județean. Dânsul știe cum funcționează lumea asta. Știe multe, puține poate să spună, de fapt, ca și mine. Pentru că puține ne putem demonstra, dar ceea ce vorbim și ceea ce spunem, demonstrăm. Pentru că suntem prea, hai să zicem, bătrâni, să ne putem juca cu lucruri ieftine. Ei bine, o să avem mai multe capitole de discutat, dar până una alta rog pe colegul meu Cătălin să ia legătura cu domnul Draguș Danubianu. Prienică, vântul, Meșter Cârmaciu. Vom discuta și despre, uite, avem legătura. Bună dimineața, domnul Danubianu. Bună dimineața, Gabi. Ce faci, domnul Danubianu? Ce să fac, uite, ca de Sfântul Gheorghe mă așteptam să, ca Gheorghe de aici să ucidă balaul de la Spitalul Județean Suceava, balaul pe care tot el l-a creat, dar nu avem acest noroc, ba din contră, balaurii mai mari sau mai mici se pare că se vor întoarce la conducerea Spitalului Județean. Îl așteptăm și pe domnul Râmbu să revină, că și tânsul, de ce să... Păi de ce nu? O să se vadă morți, ce contează o să se vadă morți? Exact, e o chestie de statistică. Acolo, în schimb, Suceava a fost pusă pe harta europeană, a devenit Lombardia României și am obținut și noi, în fine, locul întâi la ceva. Locul întâi la decese, locul întâi la infectați. Asta este. Așa că astfel de oameni cu performanță trebuie readuși. Nu știu. Spre noi și noi succese, nu? Așa este. Succesuri, mare succesuri. Da, succesul îmi spunea un amic, domnul Dorbionu, îmi spunea un amic că domnul Fluturu să trăiască, că e capul la zona noastră, da, domnul Fluturu. Da, păi setea de tătuc întotdeauna îmbracă diverse forme nefericite. A fost o perioadă când a fost Gavril Mârza, tătucul județului. Și a urmat perioada cu tătucul Flutur. Nichifor Săracu nu avea cum să fie tătuc. El era un pitic, dar mai umflat, așa. Îmi permit să spun, domnul Arnian, că domnul Cătălin Nichifor a fost cel mai pașnic președinte al Consiliului Județean. Nu s-a amestecat nici în problemele lui. Corect, așa este. Ei, bun, are și el a pus și el numărul la chestia de la Spitalul Județean, că l-a preluat și l-a păstrat pe domnul Râm. Și l-a dat mai departe. Și l-a dat mai departe întreg și liber. Da. Așa. Acum, ce s-a întâmplat acolo la Spitalul Județean era oarecum previzibil, dacă urmărim ce a apărut în presa din urmă din partea trâmbițelor liberale. Săptămâna trecută am vorbit despre declarațiile pro-Flutu și pro-Spitalul Județean ale distinșilor parlamentari liberali, Cadariu și Mihalescu. Spuneți-le, domnii, că domnul Mihalescu cu Udina și domnul Cadariu, adică domnii... Domnii au pregătit ceea ce au încercat să pregătească mediatic, ceea ce, iată că se concretizează acum. A urmat, foarte interesant, și aș vrea să ne oprim puțin, chiar dacă mă las să fac puțin analiză pe text, o declarație a unui alt lider, cu ghilimele de rigoare, că se pare că sub tutela lui Flutur avem doar sclavi. E vorba de viceprimarul Lucian Harșovski. Și o să analizăm declarația dată de Lucian Harșovski zilele trecute, față în față cu situația reală din Spitalul Județean de Urgență Suceava, așa cum a fost ea reflectată în două materiale, zic eu, foarte interesante, dar o să ajungem la ele. Deci, prima chestiune ar fi legată de declarația lui Lucian Harșovski,
publicată pe Facebook. Da, într-o mintea domniei sale, probabil că se dorea a fi o poziție fermă față de citenți din domnia asta. Încercarea de îngenunchiere slash, ca așa scrie viceprimarul, defăimarea Spitalului Județean Suceava. Din păcate, s-au mediatizat prea mult greșelile sau slăbiciunile unor oameni. Greșeli care au dus la nașterea unei situații fără precedent. Deci, recunoaște pe undeva că s-au făcut greșeli care au condus la o situație fără precedent, dar, domnule, dar de ce s-au mediatizat? Asta e problema domnului Arșovski. Domnule, asta urmează calea deschisă de vasnicul prefect al Sucevei, moldovan, sau cum îl cheamă. Cred că da, băiecii. Băiecii, așa. Vicele Arșovski se arată ofensat că mass media arătă dimensiunea de dezastră socială. Pe acum mă întreb, oare trebuia să se treacă cu vederea, să nu se analizeze o realitate care e crâncenă, dar e realitatea din județul Suceava. Avem 2342 de persoane infectate, adică aproape 25% din totalul la nivelul țării, respectiv 98 de persoane decedate, adică aproape 20%. Bine, măcar domnul Arșovski nu amenință presa cu pușcăria, precum o face prefectul moldovan. Exact. El se crede comisarul moldovan, probabil, nu ce se crede asta. Ce să-i face? Acum, domnul primar, înțeleg nemulțumirea, pentru că noi trebuie să înțeleagă, nu toate redactele din țară trăiesc din banii, nu puțin, dați către presă de primăria și de Consiliul Județean Suceava. Și na, liderii locali ai PNL, era să spun ai PDL, dar cred că nu greșeam, sunt obișnuiți doar cu laudele. Acum realitatea, sigur că e ofensată, se bășică. Ce îl mai doare pe Lucian Arșovski? Citez. Prea ușor s-au spus vorbe dure și prea ușor s-au aruncat blamări. Prea ușor s-a dat uitării lupta de care au dus-o cei din Consiliul Județean pentru dotarea și modernizarea unității medicale. Prea ușor s-au omis lucrurile bune. Din cauza mediatizării îndelungate, s-a propagat o stare de anxietate, ale cărei efecte pot fi devastatoare, pierderea echilibrului, încrederii sau renunțarea. Deci presa e de vină, nu ce s-a întâmplat acolo. Presa e de vină că s-a aflat ce s-a întâmplat acolo. Domnul Daniel, sunteți în fața televizorului, da? Nu, sunt tocmai... Dar pot să fac lucrul ăsta. Păi, vezi, am o lacrimă fugare în colțul ochiului aici. De la declarația domnului Arșovski, da. Da. O vedeți lacrimă, vedeți? Da, văd. Na. Asta este, ce să-i faci? Vezi că și lacrimile pot transmite COVID-ul, ai de grijă. Sunt prea romantic. Aici vreau să fac o paranteză. Mitul construit de fluturi și de râmburi, cu largul concurs al mass mediei locale despre Spitalul Județean de Urgență, s-a năguit. Oamenii ăștia nu înțeleg că acest mit s-a năguit, nu mai face doi bani. Drama de acolo, având între principalele cauze greșelile evidente de management, foarte clare, au dus până la situația încă până și prietenul loc politic, președintele Iohannis, a retras meritul sanitar în grad de cavaler, pe care numai ți-l acordase spitalului de urgență. Între timp, presa de investigație din București și din Iași, că aici în Suceava nu avem așa ceva, noi tot am prezentat articolele din Libertatea, din detectivii de Iași. Avem presă de investigație, o aveți în față, domnul Bion. Dar au prezentat o serie de matrapazâcuri semnalate la derularea investițiilor de la spital. Deci domnul Vițe Arșovski ar trebui să o lase mai ușor cu glorioasele investiții venite, ca să precizăm, nu numai din fonduri europene și de la Consiliul Județean, ci masiv din fonduri guvernamentale. Din 2012 încoace, inclusiv în guvernarea PSD. Mai este un lucru la care ar trebui să medităm. Cu zecile de milioane de euro folosite la modernizarea și extinderii spitalului, se puteau face nu unul, ci două spitale, noi nouțe, de jos, de la iarbă verde. Și era mult mai bine. E cunoscut faptul că, în lumea civilizată, spitalele vechi nu se spoiesc, ci se demolează, unde se construie altele noi. Aceasta pentru simplu motiv
că e practic imposibil să eviți infecțiile nosocomiale preexistente, poți să vă reușiți de 10 ori. Spitalele noi care se fac în vest, ați văzut, spitalele noi care se fac în vest se fac cu pereți din polimer, deci nu cu tencuială, nu cu zidărie. Da, se fac cu pereți din polimeri care pot fi controlați oricând cu lampa de ultraviolete sau cu lampa respectiv, cred că ultraviolete, și se văd se vede unde iese părțile murdar. Deci să fie cât mai ușor de întreținut. Da, pentru că altcumva n-ai cum poți să dai cu vac de 10 ori, n-ai cum scoate cocopaul. Scuzați-mă, am fost în Franța, în sudul Franței, acum vreo 10 ani de zile în urmă, un spital dintr-un orășel. De fapt aveau două clădiri. A evacuat prima clădire de pacienți și prin sistemul de aerisire de aer condiționat au introdus un gaz dezinfectant. Au lăsat clădirea închisă 48 de ore după care au aerisit-o. Așa se face dezinfecția într-un spital, domnul Danubian. Nu cu bidineaua ca la noi. Da, și noi uităm că Spitalul Județean Suceava a avut problema acestor infecții intraspitalice, nocosomiale. E cazul ăla deja de notorietate, încă neelucidat juridic cu cei trei bebeluși care au murit. Au mai fost infecții... Sunt multe cazuri, multe cazuri. Sunt multe cazuri, exact. E, acum urmează în declarația lui Lucian Harșovski o serie de bolduri încurajatoare. Desigur, goale de continuu, de genul, citesc. Trebuie să fim uniți, mai uniți ca niciodată, pentru că doar împreună vom putea învinge această epidemie. Avem nevoie de oameni dedicați, profesioniști, avem nevoie de oameni puternici, care nu renunță ușor, așa ca domnul Macovei, probabil. Suceava nu este singură, Suceava este a sucevenilor solidari și responsabili. E, și la sfârșitul postării, așa ca să fie tacâmul complet, viceprimarul a postat și fotografii care arată diferența între cum arăta Spitalul Suceava în urmă cu 12 ani, pe când era în subordinea Ministerului Sănătății, față în față cu fotografii, după modernizarea continuă de când a fost preluat de CJ Suceava. Na, acum, sigur, compunerea interesantă. M-am uitat, Harșovski, născut în 82, nu a apucat să fie nici măcar pionier. Cred că ar fi fost un bun pionier și un utecist destoinic. Și spun asta văzând compunerea de factură comunistoidă care ne-a servit-o, sigur, condimentată cu poze vechi și noi cu spitalul. Totul conform sloganului, dai în mine, dai în tine, dai în fabrici uzine. Deci nu criticați munca extraordinară a Consiliului Județean la Spitalul Județean din Suceava. După modelul a fătat cățeaua noastră în paie, dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor. A fost ușor. Sigur că da. Când faci cocina nouă și înăuntru scurafa trebuie să moară, asta nu înseamnă că ești gospodar. Cam atâta, că și așa am acordat prea multă atenție domnului Harșovski, dar acum, ca să se lămurească și domnul Harșovski despre cum a fost, cum mai este și să sperăm nu va mai fi, de aici am un semn de întrebare, realitatea crudă din Spitalul Județean de Urgență Suceava, propun să atacăm două dezvăluiri. Una caldă din ziar de Suceava privind situația de acum de la Unitatea de Primire a Urgențelor și a doua mai amplă, o dezvăluire bine documentată din evenimentul zilei despre situațiile de la declanșarea crizei. Ambele materiale le încadrez la categoria cum și-au bătut joc oficialitățile de personalul medical din Spitalul Județean Suceava. Să ne luăm pe rând. Deci prima este un material din un site ziardesuceava.ro, de unde aflăm că Liviu Cârlan, șeful UPU Suceava și consilier local al PNL, împreună cu Bogdan Bondaru, medic în cadrul UPU Suceava, sunt acuzați că le-ar fi dispus respectiv în cel de-al doilea caz transmis subalternilor să nu mai folosească combinezoanele de protecție invocând un articol din protocolul medical național. Trimis de domnul Arafat, deci targetul, ținta lui era domnul Arafat. Da, sigur. Acolo se bate și o să vedem noi mai spre sfârșitul emisiunii că există niște ținte pe care liberalii și le-au propus exact acolo unde n-ar trebui. Exact.
Comisia de Disciplină a Spitalului Județean Suceava a analizat ieri modul în care doctorii Cârnan și Bondar le-au restricționat subalternilor din UPU accesul la combinezoane. Ancheta începută de conducerea militară a Spitalului Sucevan va ajunge pe birourile procurorilor, este știrea. Și acum avem și o declarație picantă a generalului Ionel Oprea. Dar interesant, știi că gura păcătosului adevăr grăiește. Ceea ce s-a întâmplat a fost o dovadă clară de discriminare a personalului și acest lucru a fost sesizat și inițial, asta e foarte important. Acest lucru a fost sesizat și inițial când s-a contaminat în masă personalul medical. Este o lipsă de respect, o educație profesională incompletă. Un doctor fără asistent, fără pancardier este zero. Tot formăm o echipă, trebuie să muncim umăr la umăr, să ne susținem reciproc. Cârlan a luat aceste decizii în calitate de șef de secție, iar medicul Bondar nici nu-l cunosc, a fost implicat în calitate de agitator, spune domnul general Oprea. Domnul Dan Ibiana, scuzați-mă, limbajul îmi pare cunoscut din poveștile bunicului din anii 50, când se făcea cooperativizarea. Securitatea i-a până prima dată pe agitatori, după care pe aia care nu vreau să intre în cooperativă. Cine știe, da, poate bunicul, poate tata bunicul domnului general Oprea vâna legionari prin munți, că limbajul e cam același. Da, pe de acolo, educația culturală în zona aia se află. Da. Oprea. Trebuie tras un semnal de alarmă către întreaga echipă medicală a acestui spital pentru a opri discriminarea personalului medical, încheie declarația generalului Ionel Oprea, să-i dau dreptate. Adică este cu totul anormal ca medicii să intre echipați cu combinezoane la UPU, mă refer, pe când personalul mediu să intre doar cu mânuși și cu mască. Nu este normal și hai să fim serioși, sigur că fiecare își face ce are de făcut. Nu putem compara ce știe un medic cu ce știe o asistentă, dar degeaba știe medicul dacă nu sunt asistenți motivați și în măsură să facă treaba, că o bună parte din operațiuni sunt făcute de asistenți. Asta e realitatea. Așa. Dar acum, pe fundul problemei, că se legase bătaia aia înspre Arafat, a domnului Cârlan. Deci, doctorul Cârlan a invocat că el s-a conformat unor directive venite de la București, pasămite direct de la Arafat. Eu am citit cu atenție, că am avut timp, regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale Management Urgențe Medicale, regulament intrat în vigoare pe 14 iunie 2017. Direcția asta, de la care putea să primească Cârlan regulamentare, de fapt sunt niște protocoale. Da. Așa, direcția asta se află sub autoritatea ierarhică a ministrului secretar de șef secretar de stat, șef al departamentului pentru situații de urgență. Numai că, atenție, relația dintre direcția asta din mai cu entitățile UPU, CPU, există unități de primire a urgențelor și există centre de primire a urgențelor în spitalele mai mici, este una de coordonare operațională, nu de subordonare ierarhică. Prin urmare, la Spitalul Județean de Urgență Suceava, unde au fost concepute special pentru situația de aici norme stricte privind dotarea cu material de protecție a personalului și folosirea acestuia, precum și a circuitului dintre spitalului, sunt cele pe care personalul angajat, fie că e domnul Cârlan sau ultimul brancardier de acolo, trebuie să le respecte necondiționat. Sunt curios să văd cum se va soluționa toată povestea asta, dar am impresia că la Spitalul Județean de Urgență Suceava suntem ca într-o fabulă. Așa este. Numai o clipă vreau să vă fac o mențiune, o completare, și anume că n-am putut lua legătura telefonică cu domnul Arafat, vă dați seama că am ce pe capul dânsului acum, dar în schimb am reușit să schimbăm niște mesaje. Am fost întrebat domnul Arafat dacă ia tot din domnul Cârlan să împartă combinezoane doar la medici, iar cadrele medicale medii să intre în pantaloni scurți și în șlapi. Sigur, glumesc. În halatele pe care și în pungi de plastic care trebuiau puse în picioare. Pe picioare. Domnul Arafat a răspuns că
acele protocole care au venit la spitalul județean Suceava, ele au fost date către toate spitalele din țară. Dar la Suceava se întâmplă altceva. Sigur, orașul fiind în carantină, fiind un puternic focar de infecție cu coronavirus, domnul Arafat a menționat faptul că acele protocoale se merită de la Organizația Mondială a Sănătății și sunt niște protocoale cadru. La Suceava, în schimb, așa cum spuneam, noua conducere militară care a venit data de 2 aprilie a creat făcut un pachet de protocoale care sunt aprobate de Ministerul Sănătății. Deci în momentul în care, știți voastră cum e în armată, ultima ordine este ăla care trebuie să le înseamnă. Da, bineînțeles. Și acele protocoale au fost prelucrate la fiecare, la ultimul angajat al spitalului județean Suceava. Așa că domnul Cârlan e un tip inteligent, n-avea cum să nu știe de chestia asta. Dar cred că a pus-o dragul lui Arafat, după părerea mea. Da, aici trebuie să bătea și să creeze o situație acolo, că îți dai seama că personalul cu studii medii din UPU era nemulțumit și așa s-a și ajuns la respectiva anchetă în Comisia de Disciplină. Oamenii, probabil că și pe bună dreptate, deci n-am mai fi vrut să intre în ture în condițiile în care nu erau protejați. Singurul, singurul care a căzut ca musca în noapte e domnul doctor Bogdan Bondar, care nu are nicio treabă. Adică, acum eu mă gândesc, procurorii când au primit hârtile trimise de domnul general Oprea și când a fost agitator, cred că au bubit toți în râs acolo, vă dați seama. Dar să nici cafeaua după masă. Nu mai sunt pregătiți să... dar înainte agitatorii erau pedepsiți cum se cuvine. Știu, am vorbit, la cooperativizare, la știu. Da. Așa, ca să încheiem, zic, într-un... Da, domnul, din informație mele, domnul Bogdan Bondar, ce are un tip ok. Toată lumea de acolo spune, băi, un medic foarte bun, un tip care vede treaba lui, nu știu cum ar fi să-l facă în tot ce vrea. Da, vezi, dar umil, pentru că dacă i-a zis șeful, bă, îți spui și nu le dai, eu a zis, să da, șef, am înțeles. Acum s-a înflat mușchii și pe domnul Bondar, ceea ce eu zic că nu face bine. Eu îți mai îmbârstă ca dânsul și cu mai multă experiență. Eu zic să pune pe asta, să ambasul ăla așa cum a căzut. Domnul Bondar vrea să dea în judecată toți gazetarii care au pronunțat numele. Dai seama. Acum chiar e agitator. Am așteptat la marele numele de Bondar. Un agitator cam agitat, după părerea mea. Acum, ca să încheiem într-o notă mai veselă, deși nu e cazul, că numai veselie nu e acolo, credeam că lucrurile s-au liniștit, dar iată că nu s-au liniștit la Spitalul Județean de Urgență din Suceava, ziceam că parcă ne aflăm la UPU acolo într-o fabulă. Nu în Buu și Vițelu, ci în Cârlanu și Bondacu, știi? Așa. Acum să sperăm că organele de abilitate o să aplice morala corespunzătoare. Păi știți cum spune fabula? Să mă apere de muște, de țânțari și de tăuni și de alte spurcăciuni. Așa spune fabula. Așa. Da. Acum aș propune să atacăm un alt material foarte interesant, tot din ciclu cum și-au bătut joc autoritățile de medici, de asistenți, un material serios documentat a apărut în evenimentul zilei sub semnătura unui om de presă care nu mai are nevoie de prezentare, Sorin Ovidiu Bălan. Fostul meu coleg de la ziarul Ziua. Așa. Ce titlu titrat este la SGU Suceava s-a spart buboiul și tot mai multe cadre medicale ruptă ceri. Ce scrie domnul Sorin Ovidiu Bălan? Teroarea instituită de fostul manager, aș zice eu, inegalabil Orâmbu, care nu discuta cu nimeni, iar deciziile lui erau literă de lege, a început să se destrame. Angajații au început să vorbească, asta după ce unora a trecut glonțul pe la ureche, s-au infestat și au fost la un pas de moarte. După ce SGU Suceava a devenit principalul focar de infecție, cum spuneam, 25% din cazuri de infectare, 20% din decese. Ce mai scrie Bălan, ceea ce este important este faptul că unii au început, dintre medici, au început să se adreseze justiției. Se pare că atunci când va trece nebunia pandemiei la Suceava, vor fi niște dosare interesante.
aș completa eu dacă pachetele își vor face datoria și vor fi răsunătoare, poate chiar mai răsunătoare decât cele privitoare la testarea necuvenită peste rând și în detrimentul persoanului medical al politrucilor în frunte cu Sfântul Gheorghe și al pilelor în frunte cu Carolina Râmbu. Aia o punem, alea le punem la capitolul nesimțire, domnul Gheorghe. Da, alea sunt minore pe lângă ăstea. Așa. Ce mai scrie în continuare Sorin Ovidiu Bălan în evenimentul zilei? În ultimile 10 zile de mandat, managerul Vasile Râmbu, aplicând teroarea, a încercat ascunderea gunoiului sub preș. S-a instaurat o merta, legea de fier a tăcerii. Nimeni nu avea voie să spună că bolnavii posibil infectați sunt ținuți la oaltă cu cei neinfectați. Omerta. Că nu se demarcaseră trasee separate de acces pentru infectați și bolnavi vii cu alte afecțiuni, că medicii și asistentele erau chemați cu turma la ședințe aberante, fără să se știe că printre ei există și infectați. Dar vezi, înseamnă că din investigațiile lui Sorin Ovidiu Bălan, Râmbu nu este părtaș la convocarea aia noaptea prin SMS la ora 1 când i-a adunat pe toți la grămadă. Noaptea ca hoții. Am vorbit, l-am prins la telefon pe Sorin Ovidiu Bălan, pe Bălanelu, cum îi spun eu. N-a vrut să intre în direct în emisiune pentru că mi-a spus că el are o achetă paralelă în desfășurare. N-a vrut să-mi dea, fost coleg, dar fiecare cu brânza măsă, știți cum e în presă și peste tot. Și mi-a spus că ei, de la, cei de la Vintul Zilei, au în derulare o anchetă în paralel, au persoane destul de bine puse acolo, înfipte în spital, și se pare că în maxim 3-4 zile e o mare bombă de presă de acolo. Doamne ajută! Asta ar trebui, mă, să dea o mână de ajutor procurorilor. Asta face. Dar la procuror, știți care e chestiunea cu ajutorul? Dacă vrea să-l accepte. Că la început... Da, dacă citesc, acum da. Acum și ceva și îți foarte bine că i-a laudat pe procuror de la parchetul de pe lângă tribunal, că după o săptămână de zile de anchetă au ajuns la niște concluzii și m-am bucurat și am spus, bă, uite, bă, ce repede, se mișcă oamenii ăștia. Dar de o lună de zile n-am mai auzit nimic. Da, bun, sigur că așa, atunci trebuiau liniștite apele, știi, domnule, gata, s-a ajuns la pancheta, toată lumea zice, așteptăm cu nerăbdare să-și facă organele de citate datoria. Eu sper că o vor face, că totuși lucrurile nu sunt de glumă, au murit sute de oameni, puteau să moară mai puțin, mult mai puțin. S-a trăit într-un stres fantastic aici la Suceava. La Revoluție, scuzați-mă, la Revoluție au murit 1000 și nici acum nu se știu vinovați. Să nu se întâmple la fel. Da, la Suceava, la Revoluție, nu s-a tras nici cu praștea și n-a murit nimeni. Dar uite, acum... Dar să ne bolcenari. S-a tras cu SMS-ul pe la 1 noaptea să vină cu toții la ședință, la înțelepții manageri. Să vină să ia lumină de la domnul Râmbu. Exact. Cine dezvăluie avocatul Daniel Ionașcu, cel care a fost angajat să-i reprezinte de pe acei medici care s-au adresat... N-a fost, scuzați-mă, n-a fost angajat, face pro bono. Nu scrie acolo, dar nu m-am comentat. Deci domnul avocat face, îi reprezintă pe acești oameni pro bono. Da, și... Sau cel puțin, așa știu eu. O să se vadă în continuare că s-a implicat nu numai profesional în a reprezenta pe acești oameni, ci s-a implicat efectiv în încercarea de a ajuta Suceava. Da, ajungem imediat la chestia asta și ne vom pune niște întrebări legate de modul în care au funcționat autoritățile și... alo? Da, vă rog. Da. Modul în care au funcționat, aveam senzația că nu mai am auzit, în care au funcționat autoritățile și în care s-au coordonat lucrurile. Deci, domnul Daniel Ionașcu spunea, puteam doar să întormesc hârtiile către diplomat să aștept preluarea activității instanței. Oamenii ăia însă, și nu mă refer numai la clienții mei, aveau nevoie de ajutor urgent. Mai ales în ceea ce privește testarea. Ține minte că s-a testat târziu și puțin la Suceava. La
sigur, povestea este din urmă, imediat ce s-a declanșat criza. Avocatul Daniel Ionașcu a apelat la medicul urgentist Tudor Ciuhodaru de la Iași. Ciuhodaru a sărit să dea o mână de ajutor Sucevei. Citez. Am primit telefonul de la Ionașcu și imediat am început să caut teste. Să le cumpărăm pe unde le-am găsit. Am apelat la oameni de afaceri din Iași care au sărit imediat în sprijinul acestei inițiative. Suceava trebuia ajutată. Am găsit, spune Ciuhodaru, 100.000 de teste pe care le-am cumpărat din banii poveniți din donații. Teste serologice mult mai precise decât cele care se folosesc acum la Suceava. Am alcătuit și o echipă de voluntari formată din 5 medici ieșeni care erau dispuși să meargă împreună cu mine în centrul roșu al pandemiei să testăm personalul medical. Nu mai trebuia altceva decât aprobarea. Că normal nu puteau să meargă de capul lor la Suceava să zic că am venit să vă testăm. E, și ce se întâmplă? Ca să vezi cum merg treburile în țara asta în condiții de criză. Avocatul Ionescu a făcut adrese la toate forurile decizionale. Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Grupul de Comunicare Strategică. Nimic. La două săptămâni, pe 8 aprilie a fost făcută solicitarea, la două săptămâni nu a venit niciun fel de răspuns. Sigur că în aceste condiții, acțiunea de sprijin a testarea medicilor și personalului medical din Suceava, gratuită, pusă, pregătită de avocatul Ionașcu și de Tudor Ciuhodaru, cu sprijinul unor firme din Iași, a căzut. Și respectivele teste au fost, cele 100.000 teste, au fost donate cu ciroșii române și asta a fost să fie. E, deci, practic, uite că da, domnul Danubianu, în țara asta, în Republica România, există o lege care reglementează activitatea sindicatelor. Da? Da. Avem centrale sindicale, avem lideri plătiți bani care dau cu pumnul în masă, Sanchi, când apar pe la televizor. Avem lideri sindicale care au case de vacanță, au de-astea, au mașini bengoase. Unde sunt ei acum? Aia stau liniștiți cum se spune, ca bou pe coadă. Ați văzut vreun președinte de centrală sindicală la Suceava? No, s-au zis ceva? Nimic. Este o rușine. Păi dar nu e... Gata păi... se face ceva, dar foarte puțin. Deci a existat un protest scris din partea unui sindicat al unor medici din Suceava depus chiar în zilele de criză, la începutul martie. Eu știu despre doamna doctor care este președinta. Exact. Dar știți că nu poate singur să facă nimic. Exact. Nu poate singur să facă nimic. Că dacă venea liderul național, era o altă chestiune. Exact. Dacă se ducea și bătea sanitasul cu pumnul masă unde trebuia, altfel se curgeau lucrurile. Pe de altă parte, a mai existat și protestul public al colegiului doctorilor din județul Suceava, care tot în acele vreme a tras atenția că nu este în regulă ce se întâmplă, că nu sunt materiale, că nu sunt circuite, că personalul este expus. Dar atunci ați mai auzit ceva de colegiul medicilor? Nimic. Păi nu, a fost o reacție locală. Spuneți-mă, nu mi se pare suspectă toată această tăcere? Deci, da, omerta, apare doamna Doina Chirap, director, nu știu, acum câteva zile, directorul de, așa... Îngrijiri medicale, da. Îngrijiri medicale. Nimeni nu zice nimic. Apare domnul Mircea Macovei. Nimeni nu zice nimic. Deci, apare domnul Râmbu. Da. Nimeni nu o să spună nimic. Bă, nu, la domnul. Dar atenție, domnul Macovei nici măcar n-a fost suspendat. Păi nu, aici avem o problemă, că atunci când a fost suspendat Râmbu, când venise actualul ministru, pe vremea ministru secretar de stat, Macovei nu a fost suspendat, probabil de milă, că era bolnăvioasă. Și acum s-a trezit că nu-i suspendat. Dar în momentul de față, până la momentul în care încetează starea de urgență, cheia și lăcata este la Ministerul Sănătății, că prin ordonanța de urgență numărul 40, din 3 aprilie, Ministerul Sănătății coordonează organizarea și funcționarea tuturor unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale și exercită inclusiv atribuțiuni de numire, suspendare și eliberare din funcția persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul acestor unități. Deci nu-i târziu ca domnul ministru, care a văzut ce s-a întâmplat,
să zică, bă, am uitat atunci să suspend și pe nenea ăsta. Mă acoperi, e suspend acum. Sau chiar domnul Darăbianu, domnul Darăbianu, domnule da, coleg. Liberal la liberal nu scoate ochii, da. Domnul da. Darăbianu, tătarul știe foarte bine ce e aici. Pe tătarul a fost de 3-4 ori la Suceava. Și în vorba noastră, și în calitate de secretar de stat, dar și în calitate de ministru. Domnul Darăbianu, eu în viermuială așa, ați văzut cum să, nu știu dacă ați văzut vreodată, cum se adună șerpii la împerecheat. Se fac ghem. Asta e senzația mea că se întâmplă acum în Suceava în legătură cu Bucureștiul. Nimeni nu mai spune absolut nimic. Nu mai e sindicat, nu mai sunt sindicate, nu mai sunt organi de anchetă, nu mai există nimic. Nimic. Toată lumea bătută pe țambal, nimeni n-a văzut, nimeni n-a mâncat usturoi, nici gura nu-i miroase. Se întâmplă o chestiune, doamne, aia să poate am înnebunit eu. Doamne, bă, ăsta mi se pare un complot împotriva Suceavei, doamne. De asta am și scris chestia acolo, Suceava, în oraș, sub asediu. Păi nu, cine ne apără? Eu mă simt neapărat, domnul Danubianu. Mă simt neprotejat. Pe mine cine mă apără ca cetățean? Că ăsta vine, deci, numai prostul are impresia că repetând aceeași greșeală poate să aibă un alt rezultat. Păi dacă din cauza la oamenii ăștia au murit peste 100 de oameni, pentru că cifra aia 96 e cifra oficială, cifra reală e peste 140. Păi dacă ăștia au provocat moartea la peste 100 de oameni, cum se pupă iară în funcție? Să mai omoare încă vreo 200. Da, probabil că s-a făcut o analiză atentă la partid, la marele partid. Aș vrea să facă una... S-au zis, domnule, avem prejudicii prea mari, că își rupe gâtul Flutur, își rupe gâtul Râmbu, își rupe gândul toată banda asta liberală de aici și atunci ce facem noi? Că vin alegerile. Păi, vă spun eu, singura analiză reală, punctuală și normală care trebuie făcută, ar trebui făcută ori la Socola, ori la Spitalul Nou. Domnule, nu se poate. Adică, repet, hai, eu mă simt, la mine în țară, mă simt al nimănui. Că sunt psihiatri și acolo buni. Cum? Da, zic, să-i trimitem, să fim patrioti local, să-i trimitem la Câmpul Lung, că și acolo sunt psihiatri buni. Așa, dar la domnul Popajuc. Hai să-ți care chestiunea. Vedeți că, dacă vă faceți și noastră, domnul Oprea sau domnul Flutur, ne face reclamație la parchet de agitatori. Da, sigur că da. E, acum, că tot ziceam de Socola, mai un singur punct vreau să-l iau din că materialul e mult mai lung din ce a scris Sorin Ovidiu Bălan, face referire tocmai la situația legată de lipsa de personal medical și de împrejurarea că în această, în plină criză, când toată lumea strigă după personal medical calificat, de la Institutul de Psihiatrie Socola Iași, au fost dați afară 50 de angajați, asistente medicale și infirmiere. Cea mai mare dintre acestea își arătaseră dorința să lucreze oriunde, inclusiv la Suceava. Și îi contactase domnul doctor Șuhodaru. S-a adus la cunoștința conducerii superioare, ca să folosim un termen potrivit. De stat, așa, și nu s-a luat nicio măsură. Și noi oftăm după asistente, după infirmiere și așa mai departe. Și ca să ne încadrăm în timp, zic să cine vrea poate să găsească pe evenimentul zilei. Sigur că acest da. Amplu reportaj și al lui Sorin Ovidiu Bălan. Aveți bunică? Așa și n-am auzit. Aveți bunică? Nu mai am. Nu mai aveți? Bine, Doamne, iartă-mă că vă spun, dar bine că nu mai aveți, că vă fura domnul Iohannis. Da, așa. Ajungem la tema care este poate cea mai grasă, chiar dacă ea are mai puțină culoare locală. Așa. E vorba de jocul Iohannis de a Salvatorul Bătrânilor versus fugitul program Vacanța Mare. Așa, și acum că fac, vreau să fac o scurtă introducere ca să știm... Dar scurtă că mai avem 5 minute, domnul Dalingham. Așa, scurt. Deci în luna februarie, după, în timp ce Iohannis și liberalii se jucau de anticipatele propunând guverne și premier la Fenta, un colectiv de la Institutul Național de Boli Infecțioase, profesor Dr. Matei Balș, condus de Adrian Trinu Cercel, elabora un program de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, COVID-19, intitulat Vacanța Mare. De fapt, un draft de program cuprinzând doar 9 pagini, care au fost puse ulterior la dispoziția autorităților statului.
peste vreo 3 săptămâni apar primele cazuri de infecție, de, președintele decretează starea de urgență, apar ordonanțele militare. Eu am comparat textele din ordonanțele militare cu cele conținute în programul elaborat de cei de la Matei Balș și am constatat că marea majoritate a măsurilor luate din, în ordonanțele militare de către guvern sunt preluate din draftul elaborat de echipa doctorului Străinu Cercel. Păcat că nu s-a luat 100%. Păcat că n-au copiat. Acest proiect, scuzați-vă, acest proiect Vacanța Mare este Biblia noastră în timp de pandemie. Dacă nu aveam, eram varză. Exact. Deci ăsta e punctul de plecare. S-am asistat la un uriaș fake news confecționat și propagat zilele trecute, astfel încât președintele Iohannis, acest veritabil sparanghel vodă, că nu pot să-i spun altfel, să vină în fața noastră să pară că ne salvează. Vezi, Doamne, Doamne, de planurile malefice ale doctorului Străinu Cercel, care, cică, plănuia să-i carantinizeze instituționalizat pe toți cei de peste 65 de ani. Numai că, așa cum spuneam înainte, măsurile pe care au fost implementate astăzi în România sunt tocmai generate de programul lui... Acest program, exact, Vacanța Mare a lui Străinu Cercel, așa este. Și mai departe, prin reducere la absurd, dacă profesorul Străinu Cercel s-ar fi transformat peste noapte într-un doctor Mengele, nu avea pârghile prin care să pună un plan criminal în aplicare. E, și vreau să fac referire strict la ce se găsește în incriminatul program Vacanța Mare referitor la persoanele de peste 65 de ani. Sunt două referiri la pagina 3 și pagina 9 din materialul respectiv, se poate găsi ușor pe internet, și care spune așa, măsuri imediate pentru persoanele de peste 65 de ani. Izolare de la domiciliu pentru următoarele 12 săptămâni. Bine, asta era la începutul februarie. Indiferent cum se cheamă, domiciliu, adică casă proprie, relocare într-o casă liberă, sau cei care nu au unde, deci cei, doar cei care, da, care nu au unde, instituționalizare prin rechiziționare de hoteluri. Deci foarte clar în planul incriminat se vedea că persoanele în vârstă urmau să stea în propria casă, în locuința de vară, într-un apartament închiriat, dacă nu se puteau separa acolo de cei de altă vârstă activ, și dacă nu au unde, deci doar dacă nu au unde, instituționalizat prin rechiziționarea de hoteluri. Urmând ca primăria împreună cu autoritățile locale, împreună cu ONG-urile să îi ajute să-i susțină în toată această perioadă. Deci se vorbește de persoanele singure, persoane fără ajutor. Asta era în planul acela făcut în februarie. Dar stați un pic ca să ne înțelegă, scuzați-mă, să ne înțelegă lumea despre ce este vorba. Acest program a fost făcut în februarie, când noi încă nu aveam COVID în România. Acest program, așa cum a spus dumneavoastră, trebuie punctat, era pentru următoarele 12 săptămâni de zile din momentul în care apare COVID-ul în țară. El a apărut la finalul lunii februarie. Deci era pentru martie, aprilie și mai. Ei bine, dacă s-ar fi aplicat, pentru că lumea încă nu știe, dacă s-ar fi aplicat programul exact cum a făcut Străinu Cercel, noi eram mult mai bine azi, în mod sigur. Fără tot și poate, pentru că pe de altă parte nu s-a întâmplat nimic, nu s-a pornit economia. Pe de altă parte, domnul Danubianu, dacă nu aveam acest program, această Biblie, cum am spus, acest pachet de măsuri care se cheamă programul Vacanța Mare Pandemia COVID-2 COVID-19, eram terminați, pentru că noi nu aveam proceduri. Noi nu aveam un caiet de urgențe. În ordonanțele militare, stăteau cu degetul în gură. Dar ordonanțele sunt aici, tot din programul lui profesor Sorin Cercel. Tot aici sunt luate. Dar să vezi cum evoluează lucrurile. Deci, pe 24 martie, chiar Klaus Iohannis spune că trebuie să menționeze că persoanele peste 65 de ani vor trebui să urmeze niște restricții speciale. Da? Pe 11 aprilie, Străinul Cercel vorbește un post de televiziune despre programul Vacanța Mare și spune foarte clar
că eventuala măsură a carantinării persoanelor peste 60 de ani la hotel este o idee doar pentru vârstnicii fără aparținători care nu au unde să stea. Foarte clar. E, și acum vin lucrurile interesante. Ne apropiem de ziua, momentul cald. Pe 16 aprilie, însuși ministrul Nelu Tătar vine în fața cetățenilor, spune foarte clar în prime time că se gândește la carantinarea persoanelor vârstnice dacă nu se respectă regulile și dacă starea urgentă persistă mai mult decât ne așteptăm, spunea atunci Nelu Tătaru. Dar nu știu cum se face că în doar câteva zile, cât e de pe 16 până pe 20, întreg, un întreg aparat de promovare mediatică l-a încălțat pe străinul Cercel cu declarația lui Nelu Tătaru. De fapt știu cum se face, pentru că unu, Iohannis trebuia să pozeze în Salvatorul bătrânilor și Salvatorul mămăicilor. Exact. Așa. Și doi, trebuia diabolizat străinul Cercel pentru a se netezi ceea ce visează de mult liberalii, eliminarea sa de la conducerea institutului. Mai avem doar 4 minute. Domnul Dalibian, vreau să fac o mică tot. Mai spun o frază. Vă rog. Las încheierea pe mâinile tale. Așa. Deci ce-mi pare mie? Îmi pare mie că tehnocrații autentici, și aș numi aici pe străinul Cercel, chiar dacă mie mi este antipatic așa ca persoană, știa? Că ăsta e dintre ea care îți dau injecții și vaccine, știa? Și pe Raed Arafat. Să nu uităm că preocuparea, cel puțin în cazul lui Raed Arafat, fusese fățișa, a fost o discuție întreagă înainte de pandemie, cum să-l dăm jos pe Raed Arafat, din ministrul secretar de stat. Dar mai fost, chiar când s-a lansat pandemia, era la început, a fost o acțiune foarte interesantă, care pregătea, era un atac direct și la străinul Cercel și la Raed Arafat. Unul dintr-o parte, unul din altă parte, unul plecând de la București. Nu mai avem timp, domnul Damianu. Cercetarea în rem de la parchet, privind acea știre scăpată înainte de vreme cu închiderea școlilor. Asta a fost. Vă tai emisiunea viitoare, vă tai 2 minute din emisiunea viitoare. Să nu uităm că străinul Cercel și Arafat s-au făcut treaba și mai ales acum România are nevoie de ei. Așa este. Nu mai avem timp, domnul Danubianu. Nu mai avem timp, o să bătai 2 minute din emisiunea viitoare. Am înțeles. Bătai în emisiunea viitoare 2 minute. Mulțumesc foarte mult pentru participare, domnul Danubianu. Dumnezeu să ne vedem sănătoși. Să dea Domnul. Doamna, așa, mulțumesc pentru toate. La revedere. Iată, stimați sucebeni, am lămurit și chestia asta cu că ne ia nu știu cine bunicii de acasă și bătrânii și duce în lagăre de concentrare. E o prostie. E cea mai ordinară minciună pe care am auzit-o din 90 și până acum. Nu se poate așa ceva. Eu îi sugerez președintelui Iohannis, dar și celorlalți politicieni și multor din Suceava, multor politicieni din Suceava, să schimbe oameni de comunicare pe aia care iau. Că îi duc în erori. Așa cum oamenii de comunicare ai președintului l-a dus în eroare pe Iohannis. Iohannis, eu sunt convins că își mușcă pumne acum, că a ieșit cu această prostie cu separarea bătrânilor. E o tâmpenie. Deci am demonstrat. Și cine nu crede să intre pe internet, să caute programul Vacanța Mare și îl va găsi sub ce formă, și în Word, și în PDF, că noi l-am găsit în 70.000 de feluri. Și demonstrează prin asta, veți vedea și vă veți convinge cu ochii noastre că ce a spus președintele apropo de răpirea bătrânilor din casele lor este o mare prostie și o mare ticăloșenie până un altă. Așa că închei cu declarația pentru domnul Flutur, acest titan, acest voievod al neamului românesc, sub cer albastru, pe albastru ocean, corabia noastră aleargă înainte, mândră aleargă înainte, spre viitor, spre comunism aleargă. Prielnic e vântul, meșter cârmaciul, mândră corabia, meșter cârmaciu. Dumnezeu să ne ajute ca gluma de astăzi să nu se întâmple. Iar Gheorghe Flutur să nu devină și să nu rămână așa cum se pregătește să fie dictatorul Sucevei. Vă mulțumesc pentru participare la aceste emisiuni, stimați suceveni. Sunt Gabriel Ghincea și ne vom vedea mâine la matinal la ora 7 și tot mâine la ora 10 într-o emisiune explozivă pe care o vom face împreună cu Parlamentul României. La revedere! Vreau o țară ca afară, să nu mă tragă nimeni pe soară, buzunarele să nu doară. Vreau o țară ca afară, vreau o țară.